Suntem membri din 2007, membri ai Uniunii Europene, după cum știți, și în toți acești ani cred că suntem singurul stat care suntem încă necondamnat de Curtea de Justiție. Bineînțeles, anul 2015 a fost un an cu multe încercări, am avut o serie de acțiuni în care am fost duși inclusiv la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Acțiunile au privit în special netranspuneri de directive în materie de mediu. Am avut o problemă cu directiva în materie de ambalaje, în materie de deșeuri de ambalaje și în materie de deșeuri privind vehiculele scoase din uz, însă am reușit până la urmă să transpunem legislația internă și prin urmare Comisia a hotărât să-și retragă acțiunile, astfel că la ora actuală avem o singură acțiune pe rolul Curții de Justiție, e o acțiune mai veche, e cea privind unul din iazurile de la Moldomin. Acolo avem o serie de probleme care au fost constatate de Comisia Europeană, inclusiv eu public am ieșit și am mai explicat care sunt problemele în materie. În ce privește această acțiune Moldomin, ne așteptăm ca în cursul acestui an să avem o fază orală și probabil până la sfârșitul anului vom avea și o hotărâre dată de Curtea de Justiție.